Când ai făcut asta ultima dată? Când ai cumpărat ultima dată un pix de la magazin? Scriem de obicei cu pixuri de la conferințe, ateliere, prezentări, școli de vară. Când ultima dată ai aruncat în cutia de la poștă o scrisoare sau o carte poștală? Când ultima dată ai întrebat de părinți seara, venind acasă, dacă te-a căutat cineva la telefonul fix? Când ai folosit ultima oară corectorul alb la mașina de scris și când ai schimbat ultima dată panglica? Când ai cumpărat ultima dată o carte de la luminița din sat? Când ai introdus ultima oară un floppy disk în calculator cu emoția dacă e virusat sau nu? Când ai uitat ultima dată prin diapozitive? Dar când ai developat ultima oară un film? Când ai scris cu creta pe tablă ultima oară? Când ai cumpărat ultima dată 6 pâini cu o rublă? Atunci când ne amintim de toate acestea, parcă facem o călătorie în trecutul nostru. Atunci eram mai tineri. Și cu această călătorie în trecut, retrăim stările de bine de atunci, ca să încercăm, poate să trăim mai bine acum.